Stimați telespectatori, suntem în cea de-a patra zi de Hanuca, sărbătoarea prin care evreii celebrează victoria monoteismului asupra idolatriei. Este o sărbătoare plină de voioșie care se celebrează cu cântece și mâncăruri tradiționale. De Hanuca se consumă mâncăruri prăjite în mult ulei, în amintirea miracolului uleiului pur care a ars în menora din templu. Vă invităm să urmăriți o rețetă de falafel potrivită și de Hanuca, după care vom intra în legătură telefonică directă cu deputatul Silviu Wexler, noul președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. De Hanuca se consumă bucate prăjite mult ulei, printre care se numără și o mâncare originară din Egipt, care poartă numele de falafel. Ofer Ben Shimon, bucătar șef al restaurantului Comunității Evreiești din Brașov, vă prezintă modul de preparare a acestui fel de mâncare foarte popular în Israel și nu numai. A falafel este un mâncare care israelii îl iubesc să-l mănânce pe stradă, este un mâncare de fast food, אבל הישראלים אוהבים לאכול זה, אם זה במסעדות, אם זה פשוט לקחת איתם הביתה בפיטה וסלט. ודבר מאוד פופולרי, אוכל מאוד פופולרי בישראל. לפלאפל, המוצרים שאנחנו צריכים זה חומוס. חומוס שאנחנו משרים אותו כל הלילה במים. מאוד חשוב לשרות את החומוס במים. אחרי לילה שלם אנחנו מכניסים אותו לתחינה. המוצרים שבאים לפלאפל זה פטרוזיליה, מלח פלפל, כוסברה, שום וקצת לחם. כל התהליך הזה, אנחנו מכינים את זה דרך המכונת תחינה, ובסופו של עניין יש לנו מסה שאנחנו ממנה יוצרים כדורי פלאפל לאכילה. זו המסה של הפלאפל, אחרי שהיא מוכנה, צריך לתת לה הפסקה, להכניס אותה למקרר בערך לחצי שעה. אחרי שהפלאפל עמד חצי שעה, יש לנו את המכשיר הנחמד הזה לעשיית פלאפל. פה פנימה נכנסה את המסה של הפלאפל לשמן חם, מאוד חם. ייצור הכדורים של הפלאפל מאוד פשוט ולתוך השמן. בערך 3 דקות לוקח לזה להתבשל. זו התוצאה של הפלאפל הישראלי. לאכול אוכלים את זה או עם חומוס, עם טחינה, סלט, כל מיני אפשרויות, אוכל וגטרי. Stimați telespectatori, vă spuneam că vom avea și legătură cu domnul deputat Silviu Wexler, proaspăt reales ca deputat și, de asemenea, noul președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. Așadar, suntem acum în legătură directă. Sper că îl avem pe alături de noi pe domnul deputat. Hag Hanuca Sameach, stimate domnule Wexler! Hag Hanuca Sameach, vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că este și prima mea apariție, chiar și telefonică, la această frumoasă emisiune, pe care o urmăresc de mult timp. Ne bucurăm și noi că vă avem alături de noi, domnule deputat. Felicitări pentru noua funcție și cea de președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. Suntem în plină sărbătoare de Hanuca. Aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră cele 8 zile de Hanuca din acest an 2020 atât de delicat. Vă mulțumesc mult pentru felicitări.
Hanuka este sărbătoarea mea preferată, chiar dacă nu este foarte corect să spun așa. Toate sărbătorile au simbolistica lor, dar Hanuka este sărbătoarea care mi este cea mai dragă, în primul rând, datorită mesajului pe care îl transmite, și anume că este un moment al minunilor, un moment al dorințelor care devin realitate, un moment când oamenii trebuie să fie și aproape și împreună. Și am mai povestit și cu alte ocazii, eu sunt originar dintr-o comunitate foarte mică și atunci Hanuka era momentul când totul prindea viață în acea mică comunitate din Moldova, de unde sunt originar. E de asemenea un moment foarte bun pentru ca Federația Comunităților Evreiești să fie întotdeauna alături de membrii din toată țara, indiferent dacă sunt în comunități mari, în comunități numeroase sau în comunități foarte mici. Și de altfel, chiar acum jumătate de oră, împreună cu partenerii Federației de la Organizația Americană Evrească Joint, am dat startul unui program care se numește Livratorii de Lumină și care are ca scop faptul ca toți evreii din România, mai ales cei care sunt într-o situație grea sau care sunt singuri, să aibă alături de ei și un gând bun și o speranță pe care le-o trimitem, dar și tot ceea ce este necesar pentru celebrarea sărbătorii așa cum trebuie. Anul acesta nu a fost Hanukiada. Cu ce anume ați substituit, dacă pot să zic așa? Din păcate, anul acesta, datorită situației sanitare din întreaga lume, a adus multe schimbări în viața de cult, mai exact în modul cum se desfășoară fizic viața de cult din întreaga țară. Din păcate, Hanukiada a trebuit să fie anulată pentru că nu am fi avut cum să organizăm cu respectarea tuturor măsurilor sanitare. Am înlocuit-o cu contactul direct și personal, dar limitat, atât în ceea ce mă privește. Eu sunt proaspăt nu doar ales și reales, dar și după 4 săptămâni de drum în care am vizitat comunitățile și membrii comunităților evreiești din țară, am înlocuit-o cu întâlniri în mediul online sau cu telefoane sau cu scrisori, practic cu orice mijloc am găsit pentru a fi în legătură cu toți membrii comunităților evreiești din România. E într-adevăr trist să vedem templele și sinagogile din țară aproape goale, dar viața de cult, viața religioasă se desfășoară fără nicio restriște, doar din păcate cu limitarea numărului de persoane. Dar și aici am găsit soluții interesante, folosind mediul online în principal, și astfel ne-am asigurat că toți cei care doresc să participe și la viața religioasă și la programele culturale o pot face. Domnule deputat, noi vă mulțumim pentru această intervenție și vă lasesc pe acum invitația de a participa la o discuție mai amplă în cadrul emisiunii noastre despre proiectele dumneavoastră viitoare în această dublă calitate de deputat reales al minorității evreie și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România. Mulțumesc mult încă o dată. Hag Hanuka Sameach încă o dată. Hag Hanuka Sameach, mulțumesc mult.